data asta am venit pentru început într-un loc aparte. Nu e așa aparte. E o banală păstrăvărie, dar ea are un păstră mai puțin cunoscut în România, și anume păstrăul Fântânel. O delicatesă din punct de vedere gastronomic. Mai multe despre păstrăul Fântânel mai târziu. Deocamdată o să iau doi păstră fântânei faini și discutăm mai târziu de ce e mai bun el. Sănăr. Achizitorii de ciuperci, trebuie să spunem faptul că la ora actuală în România, în ceea ce privește culesul ciupercilor și a fructelor de pădure, vorbim despre o mafie. Chiar o mafie. Nu se plătește la sfat și ar trebui plătit. Se culege mult mai mult decât ar trebui cules. Este una dintre cauzele apariției urșilor în zonele de deal și de chiar și de câmpie din România. Treburile astea trebuie reglementate prin lege foarte clar. Vedeți că suntem la sfârșitul lui septembrie și munții sunt plini de culegători, care nu numai că deranjează animalele sălbatice, indiferent că se culeg ciuperci sau fructe de pădure, dar în cazul fructelor de pădure se și culege în mare parte ceea ce se cuvine ursului, hrana. Către cabană, cabana unde de obicei atunci când gătesc eu la cutigaia în spate, aici gătesc, când gătesc alții mergem în alte părți. O să vedeți că și de data asta avem niște rețete chiar inedite. Mai târziu despre ce e vorba, rețete care merită făcute outdoor. Hop! Hop! Asta e cabana. Hai să intrăm. Am mai modernizat-o între timp. Asta e boala celor care au cabane la munte sau oriunde. Tot timpul le upgradează. No, și noi avem boala asta. Am upgradat-o. Și deși upgradată și mă consider oarecum cumva în civilizație, că mai sunt cabane în jur, astă vară am avut un pisic și într-o noapte a venit vulpoiul, adică într-o seară a venit vulpoiul și ne-a luat pisicul și nu l-am mai găsit veci. Avem un vulpoi care vine și stă aici pe terasă și se holbează pe geamuri în cabană. Da, ele se întâlnesc, se obișnuiesc.
Astăzi, o emisiune despre ce putem găti din ceea ce am vânat și am pescuit. Încep cu o rețetă de păstră. Vă dezvălui că mai târziu o să avem și niște prepelițe. Da, începem cu păstrăvi. O să fac din doi păstrăvi cu o poveste aparte, și anume doi păstrăvi fântânei. Noi avem în România 5 specii de păstrăvi pe care le găsim tot timpul, și anume păstrăvul indigen, cel mai valoros, păstrăvul fântânel, păstrăvul curcubeu, coregonul și păstrăvul de lac. Dintre ăștia, doar 3 specii se pretează la creștere în crescătorii, și anume păstrăvul curcubeu, care este păstrăvul porc cel mai puțin valoros dintre ei, și după aceea urmează păstrăvul fântânel, foarte, foarte bun, și păstrăvul indigen, care este culmea culmilor. O să-l găsiți foarte rar în păstrăvării. Avem aici doi păstrăvi fântânei, ușor de recunoscut pentru că, după cum vedeți, sunt marmorați. Petele roșii sunt foarte rare și, de fapt, nu sunt roșii, că sunt roz. Petele albastre lipsesc cu desăvârșire. Sunt marmorați, mai ales dacă vă uitați pe spate, are un desen așa ca de marmură de Carrara. Cum vă spuneam, după păstrăvul indigen, care se găsește rar, păstrăvul fântânel își face toți banii. O să-i gătesc după o rețetă pe care am învățat-o și eu, chiar transmisă din străbun, gătiți în unt cu sos de smântână. O să o vedeți excepțional. Așadar, păstrăv în unt și smântână. Bun. Acum, trebuie să vă spun, în mod tradițional, păstrăvul se gătește cu cap. Asta este o chestie a pescarilor de păstrăvi, a pescarilor, mă refer, de păstrăvi cu bățul, cu năluci. Din respect față de pește, păstrăvul se gătește cu cap. Din păcate, cei doi păstrăvi fântânei pe care am sunt prea mari pentru tigaia asta. Așa că o să fiu nevoit să le tai capul, facem un sacrificiu etic. O să le tai capul și va trebui să-i tai în două. Păstrăvul se gătește întreg cu cap. Deși din cap nu se mănâncă nimic față de alte specii, cum ar fi somnul sau crapul. De la păstrăv nu se mănâncă nimic, dar așa e frumos, din respect față de pește. O să le tai capul. Haideți, copii, încoace. Și o să-i tai și în două, că n-am încotro. Mare lucru. Bun. Așa, odată ce am tăiat capul, mai am de sărat și pipărat. Îl sărez destul de bine, așa, pe interior. Nu vă jenați. Mai ales pe exterior, pentru că eu știu că multă lume curăță păstrăvul de piel, de solzi. Eu nu curăț pentru că oricum arunc pielea. Nu mult piper. El nu-i definitoriu la rețeta asta. Asta este o rețetă din Străbuni. Eu o știu din Apuseni, de pe vremea când văile erau pline de păstrăvi și de lipani, și din Bucovina, și de pe vremea când unt și smântână se găsea din belșug. De casă, evident. Bun, am sărat, am pipărat, dăm foc la aragaz. Stai să văd care e ăsta, e? Nu, un pic că e cu senzor și... Așa... Îl scădem puțin. Punem tigaia pe el și punem la topit niște unt. Acum, rețeta asta în Ardeal și în Bucovina se face cu unt cât mai gras, maxim de gras. N-are rost să vă vorbesc, pentru că pe vremea când se făcea postăurit, se ajungea cu untul undeva la 90% grăsime. Nici nu mai găsim în comerț, cred că cel mai gras este de 82%. Fiecare pune
Ce fel de unt? Îi place un 200 de grame de unt, să spunem. Îl lăsăm să se topească aici. Na, până se topește, tu stai cu minte aici. Până se topește, o să dau peștele, cum vă spuneam, sărat, pipărat. Asta este capul tăiat. O să-l dau prin făină. I-am lăsat destul de mult pentru că, uite, vezi, un pic îți rumeniți, numai bine, zgroși, îți mari, pești mari. Ia uite, și pe partea asta și ăsta, e rumenit, ăștia sunt mai groși. Hai să mai lăsăm puțin, până atunci îmi pregătesc altă fază și anume toc pătrunjelul. Acum, trebuie să știți că pătrunjelul este o plantă aromatică cu un gust oarecum neutru. Nu este foarte tare aromatizat. Dă un gust de verde, de sălbatic, de verde, de vară. O să toc niște pătrunjel. O etapă importantă am terminat-o și anume prăjitul păstrăvilor. Îi luăm și punem într-un bol, așa mai adâncuț. Așa. Bun. Trebuie să rețineți că acest păstrăv și-a scuturat făina cu care a fost îmbrăcat și-a scuturat-o în untul în care l-am prăjit. Bun. Aici avem unt, da? Unt. Peste untul ăsta mai adăugăm, mai scuturăm niște făină, nu multă, nu multă, care o lăsăm să se prăjească. O lăsăm să se prăjească nu mult, un minut. O luăm de pe foc, închidem focul și venim cu smântâna. Ia stai să iau o lingură de lemn. Mai punem smântână. Să punem smântână bine, din belșug. Smântâna asta se va dizolva, ne va umfla făina și la sfârșit va rezulta un sos. Să mai trebuiască să mai pun puțin pe foc. Aici vă puteți juca cu cantitatea de smântână pe care o folosiți. O să vedeți că făina se va umfla și sosul o să se îngroașe. Practic avem un sos beșamel. Uite că bolborosește. Aici un amestec absolut delicios, nesănătos, trebuie să recunosc, de unt, smântână și făină. Vedeți cum bolborosește? Suficient. Dacă 3 secunde, 1 minut bolborosit, afară cu ea. Și acum, peste pătrunjelul, hop, și peste pătrunjel, stoarcem. Nu vă pot spune câte lămâie, că și lămâile astea, unele dau suc mai mult. Ia să vedem. Sosul ăsta minunat, fierbinte, se toarnă peste păstrăvi. Îl scuturăm puțin ca să se așeze și să intre în el sosul și îl punem deoparte. Între timp, mă apuc de al doilea fel pe care vi-l prezint astăzi, și anume prepelițe, gătite într-un fel aparte. Hai că și acolo e de lucru.
spuneam că astăzi, la cutigaia în spate, este vorba despre pește și vânat. Am făcut peștele, ne apropiem acum de vânat. Avem aici 4 prepelițe. Din punctul meu de vedere, raportat la ceea ce se vânează în România, sunt păsările cele mai gustoase și cele mai ușor de făcut. Ele nu necesită fezandare. Ele necesită un timp de gătire de în jur de 15 minute. O să vă arăt cum le fac. Până atunci, pentru că am făcut un foc, le facem la grătar. Ele merg foarte bine alături de niște legume gratinate pe care o să le tai acum, le dau cu un pic de ulei și cu un pic de sare, le pregătesc ca să le punem pe grătar când o să fie cazul. În așteptarea jarului care se face acum, mă apuc și pregătesc legumele. Ia că asta este o vânătă, babană. Ei, prepelița. Prepelița este, după părerea mea, visul gurmanzilor. O pasăre care se vânează în special, dar pe care, la momentul actual, o găsiți și în hipermarketuri. Nu contează ce hipermarketuri, o găsiți de cultură, nu sălbatică, dar vă asigur că este aproape la fel de bună ca și aia sălbatică. Dacă cineva mă întreabă pe mine, ca, mai ales ca fost vânător, ce vânat prefer, clar, prepelița. Bun. Acum, avem prepelița se gătește în multe feluri. Ceea ce am pregătit eu pentru astăzi este prepelița la grătar învelită în foi de Kaiser sau de piept. Uite, am prepelița, am foile de Kaiser. Le sărăm. Așa, le pipărăm. Niște păsări absolut minunate. Eu cred că sunt singura specie de vânat care în 10 minute după ce am pus-o de pe grătar este moale și un gust absolut fantastic. Deci, le-am sărat, le-am pipărat, da? Bun. Le-am luat, le-am strâns așa frumos, le vedeți, cu piciorușele lângă ele și încep și le înfășor în felii de Kaiser. Am niște scobitori care sunt rupte în jumate și cu ajutorul cărora fixez Kaiserul pe ele. Pun prima dată legumele și o să pun mai târziu prepelițele și niște dovlecel. Ia uite că vidra, cineva se apropie că latră foarte nervoasă. Fac acum o chestie care merge practic cu orice fel de pasăre făcută. Vorbim de pui, vorbim de curcan, vorbim inclusiv de prepelițele noastre. Se numește un sos. Eu am învățat să-l fac în America. El acolo se numește Deep Ranch. Deep înseamnă sos. Ranch, fermă. Un sos de fermă. Practic ar veni tradus în românește sos țărănesc. Maioneză, iaurt gras. Da, le amestecăm, le omogenizăm. Se mai pune puțină sare, deși maioneza aia conține sare, dar tot mai punem puțin. Așa, punem puțin piper. Bun, în el mai punem usturoi, ceapă, pătrunjel, mărar. Mă rog, lămâia nu e o plantă aromatică. Ce
capa verde, neapărat verde, nici nu cap în discuție. Range Deep, despre asta e vorba. Multe plante aromatice. Asta înseamnă ranch, înseamnă de fermă. Da? Avem aici pătrunjel și mărar am pus noi. Am terminat de făcut pe grătar legumele, vă reamintesc, cartofi, doblecel, vinete și acum urmează masterpiece-ul. Avem cele patru prepelițe îmbrăcate în Kaiser, care urmează a fi puse pe grătar. Ia cătăle, auziți-le muzica. Oh, no, stai acolo cu minte. Punem capacul și mai târziu când le verificăm, vă garantez că avem surprize frumoase. Trebuie întoarse, nu-i vorba. E bine ce avem aici. Așa, ne mai întoarcem o dată și după aia sunt gata. Am terminat de gătit, cum vă spuneam astăzi, o emisiune despre pești și vânat. Ăsta e păstrăv în smântână, uai, de capul meu. Pe gustul meu mai merge niște sare. Și acum? Prepeliță împănată.